în spațiu, deoarece ele sunt, fiecare din ele sunt într-un într alt plan, într-o altă perspectivă. De exemplu, ca să înțelegeți, planeta Jupiter este aproximativ de șapte ori și jumătate la distanța lui Venus față de Pământ. Deci, ele sunt în conjuncție, dar în planuri diferite. Acum mai este, știți că Venus este o planetă personală care nu poate să se îndepărteze de soare mai mult de 47 de grade și atunci este important că în, când, dacă vrem să vizualizăm aceste conjuncții să avem acea distanță maximă, acea elongație maximă între Venus și Soare. Deci dacă Venus este la un grad, două de Soare, atunci Practic, Venus este învăluit de razele soarelui și atunci nu se mai poate, bineînțeles, și Jupiter, nu se mai poate vedea foarte bine această conjuncție. Și au fost, sunt de fapt trei ani, e vorba de conjuncția care a avut loc în ianuarie, 14 ianuarie 1995, conjuncția care a avut loc în acest an, în 22 decembrie 2019 și conjuncția care va avea loc în anul 2043, în 29 ianuarie, care aceste trei conjuncții vor marca cea mai mare elongație a lui Venus față de Soare și atunci și vizibilitatea va fi maximă. De ce sunt aceste, aceste conjuncții Venus-Jupiter foarte importante? Fiindcă Venus și Jupiter sunt foarte strălucitoare, deci după soare și lună, după luminarii, ele sunt cele mai strălucitoare planete de pe cer și atunci ele sunt și din punct de vedere astronomic, da? chiar dacă nu le vizualizăm cu ochiul liber se văd foarte frumos uh, prin telescop sau prin uh, folosind mergând la, uh, la uh, un institut uh, uh, astronomic, da? la un observator astronomic. Uh. Ce mai avem de spus aici? Ce este foarte interesant este că avem o ciclicitate. Da, o ciclicitate și se spune: -am, Nu am studiat foarte, foarte adânc, am citit acest lucru. O să vreau să mai aprofundez că mi se pare interesant acest, acest ciclu planetar. Aceleași conjuncții similare Venus-Jupiter au loc în, într-o perioadă de aproximativ 24 de ani plus minus o săptămână. Acum, pentru această conjuncție care va avea loc în, în data de 24 noiembrie, din București nu se va vedea sau se va vedea cu foarte multă dificultate. Uh, fiindcă, uh, practic, uh, uh, conjuncția va fi uh, undeva la 10 grade deasupra orizontului și va începe să devină vizibilă de-abia după ora 17 uh, și, din cauza aceasta, dacă doriți să vedeți această conjuncție, vă recomand să mergeți la observatorul astronomic. Acum, un alt element pentru care această, această, conjuncție Venus-Jupiter în săgetător, da? deci nu uitați, are loc în săgetător, are loc în săgetător la gradul 28, este, este mult mai puternică decât alte conjuncții Venus-Jupiter, este aceea că uh, avem o conexiune între această conjuncție și centrul galactic, care este la 27 de grade săgetător. Practic, Jupiter a perfectat conjuncția cu centrul galactic la 27 de grade săgetător uh, în data de 19 noiembrie și, de fapt, în toată perioada aceasta, în perioada între 11 noiembrie și 26 noiembrie, este această, această, conjuncție a lui Jupiter cu centrul galactic. Se întâmplă odată la 12 ani. De ce? Fiindcă ciclul lui Jupiter, da, este ciclul jupiterian, este de aproximativ 12 ani și practic marchează o renoire a energiilor, o extindere, fiindcă Jupiter cum e, mai mult, mai aprofundat, mai înțelept, totul este la superlativ și această conjuncție practic adaugă acel uh, acel flavor, acel, acea aromă, da, de spiritualitate și de conștientizare în viața noastră. Practic, cu ocazia acestui tranzit al lui Jupiter în Săgetător din anul acesta care se va termina în curând, deci mai e foarte, foarte puțin în 2 decembrie se termină acest tranzit, s-au amplificat și energiile galactice și mesajele galactice pe care le-am primit de ce? Fiindcă intrăm într-un nou ciclu de 12 ani. Acest centru galactic, v-am mai spus, este acea, acea, sursă prin care vin la noi, sursă majoră prin care vin la noi mesaje, mesaje, conștientizări. Energia aceasta gravitațională vine spre, spre galaxia noastră din calea lactee și ne însoțește în această experiență galactică. Este important să vă conectați, să vă deschideți deschideți, să conștientizați acum aceste momente, fiindcă aceste influențe sunt mult mai puternice pentru cei care se lasă în acest flux cosmic, pentru cei care se aliniază, da, și boxa mea din nou mă validează, pentru cei care se aliniază conștient la gândire, la sentimente, la intuiție, la această conștiință galactică pentru a a realiza sau pentru a fi pe această cale a transformării transpersonale spirituale. Deci, un moment foarte, foarte important, un moment foarte, foarte puternic. De România, știți că avem și alegeri, mi-a scris o doamnă, fiindcă am publicat și pe Facebook un mic articol legat de această conjuncție și mi-a spus, poate deveni mai înțelepți data de 24 când au loc alegerile. Într-adevăr, este un moment un moment cheie, un moment pe care chiar am să l observ cu, cu interes, fiindcă aici nu mai avem o influență la nivel personal, avem o influență la nivel mundan, dar la nivelul conștiinței unei țări, unui popor. Și atunci sunt foarte, foarte curioasă cum, cum vor evolua, cum vor evolua aceste alegeri și care va fi rezultatul. Dacă ne uităm din punct de vedere, până acum am vorbit mai mult din punct de vedere astronomic și am făcut această, această conectare a acestei conjuncții cu uh, conjuncția și cu centrul galactic, fiindcă e foarte, foarte aproape de centrul galactic. Uh, dar uh, aceste conjuncții Venus-Jupiter sunt destul de frecvente, da? In, din anul 2000. Deci aproximativ 19 ani. Până în prezent am avut 20 de conjuncții între Jupiter și Venus. Deci ar fi o periodicitate de o conjuncție pe an. Dar nu se întâmplă chiar așa. De exemplu, am avut un an record, anul 2015. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, atunci eram și eu la începutul, la începutul studiului meu în astrologie și nu am dat foarte, foarte mare atenție. Au fost trei conjuncții Venus-Jupiter. Puteți să vă închipuiți, deci în anul 2015 au fost trei conjuncții Venus-Jupiter. Wow! Și au fost două conjuncții în Leu, la gradul 21 în luna iulie și la gradul 28 în luna august. Și a mai fost o conjuncție în Fecioară, la gradul 15 în luna octombrie. Și acum gândiți-vă și voi! Eu am încercat să depăn din amintiri, mai am proces de conștientizare să văd ce s-a întâmplat efectiv în anul 2015, din ce mi-a duc ca minte, a fost un an interesant pentru mine personal și aștept feedback de la voi, ce s-a întâmplat pentru voi? Ce s -a, cum a fost anul 2015 în special, da, în aceste perioade când au fost cele trei conjuncții. Am spus conjuncția din iulie la gradul 21 Leu, conjuncția din august la gradul 28 Leu și conjuncția din octombrie la gradul 15 Fecioară. Persoanele care au marcaje pe foarte apropiate, dacă cumva au simțit ceva, aștept feedback din partea voastră, sunt foarte, foarte curios. Să, să vedem cum ce mesaje primim din această trăire, să spun așa, a astrologiei. Următoarea conjuncție, triplă conjuncție, Venus-Jupiter va avea loc de-abia în anul 2036. Deci mai avem de așteptat până atunci. Până una alta să ne bucurăm de acest an 2019 în care am fost binecuvântați cu două conjuncții Jupiter-Venus, ambele în Zodia Săgetător. Am avut prima conjuncție, dacă vă aduceți aminte, în 22 ianuarie la gradul 16 săgetător și avem conjuncția de duminică, 24 noiembrie, la gradul 28 săgetător. Deci putem spune că anul 2019 a fost un an binecuvântat și un an norocos. În schimb, atenție, acum fac pregătirea pentru anul 2020, deja am început să mă pregătesc, să studiez tranzitele pentru anul 2020, e un an foarte puternic, probabil poate voi face un live dacă am timp legat de principalele, să spun așa, să punctăm principalele momente astrale, deja să vă pregătiți pentru anul 2020, este un an foarte puternic din punct, de vedere, din punct, de vedere, astral, cu trei conjuncții majore, cu eclipse. Avem eclipse, toate eclipsele de lună sunt eclipse penumbriale, foarte interesant, n-am mai avut de mult așa ceva. Deci avem Venus retrograd, avem Marte retrograd, deci vă dați seama ce, ce aglomerație ce aglomerație de evenimente astrale urmează în anul 2020 și să vedeți că în anul 2020 nu avem nicio conjuncție Venus-Jupiter. Deci nu avem, să spun așa, și acel, acea conexiune, acel ajutor de la divinitate, deoarece divinitatea a spus, gata, v-am dat în acest an 2019, v-ați pregătit, eu vă dau, dar nu vă bag în traște, cum se spune... <laughs> Acum sunteți pe picioarele voastre, deci în anul 2020 va trebui să dovedim noi că ne-am învățat lecțiile și că putem să facem față și că putem să integrăm, să conștientizăm evenimentele care vor urma. Uh, acum... Uh următoarea conjuncție ca să știți și acest lucru, care va urma va fi în anul 2021 dar va fi într-o zi foarte specială, ziua de 11 februarie 11 februarie este o zonă a vărsătorului la gradul 12 vărsător este vorba de un număr un număr maestru 11. știu câteva zile de naștere ale unor maestri de-ai mei astrologi pe 11 februarie deci pregătiți-vă pentru un moment benefic de-abia după în anul 2021, când probabil vom culege, să spun așa, roadele conștientizărilor, inițierilor pe care le vom avea în anul 2020. Acum, ce e foarte interesant, v-am mai spus, eu nu fixez evenimentele din viața natală în funcție de astrologie. Le fixez așa cum simt, Așa cum, cum le simt eu și după aceea mă duc să mă uit sau uh, conștientizez, wow, în ziua X este evenimentul Y. Și uh, în acest uh, în, în acest weekend, de fapt de mâine voi fi, de, de vineri voi fi la, la cursul 2 de ascensionare uh, cu Ramona Popescu, un alt maestru spiritual drag mie. Uh, de abia aștept să să mai învăț lucruri noi. Aceste lucruri chiar fac parte, deci simt așa că fac parte din acest proces da, de conștientizare, din această conjuncție a lui Jupiter cu centrul galactic, cu Ramona Popescu, practic ajung să mă conectez, să... A, a, a avut o emisiune foarte interesantă adresa mea din univers practic simt așa că mă conectez cu antenele la univers mă conectez la maestri spiritual mă conectez la această energie galactică deci în data de 24 voi încheia acest curs, vă dați seama este ca un fel de o, o apoteoză ca să spun a, a celor două module pe care, pe care le-am făcut și le voi face în acest weekend și de asemenea am stabilit, fără să mă gândesc, credeți-mă, vă jur că n-am făcut acest lucru, am stabilit o întâlnire, fiindcă m-am adunat și eu de pe drumuri, s-a adunat și Valentina Pavel de pe drumuri și avem atât de multe lucruri de povestit și ne întâlnim cu prietenele